Nicolae Popovici, cunoscut ca reprezentant al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, a lansat sâmbătă 20 iulie 2024 de ziua Sfântului Ilie, cartea intitulată Românești 6500 leagănul cu amintiri, un volum de suflet despre localitatea natală, despre obiceiurile și tradițiile locului, despre oamenii care definesc comunitatea, dar și despre amintirile personale ale autorului legate de locul de baștină. Cartea, așa cum a precizat autorul, va oglindi viața satului de odinioară în ochii generațiilor actuale, dar și ai celor viitoare, ajutându-le să nu uite identitatea și valorile locului. Cartea scrisă de soțul meu prinde frânturi din viața dumneavoastră a comunității, frânturi pe care generația mărunțică, cea care vine, sigur, nu mai au de un să aibă, pentru că bătrânii pleacă, și cei tineri, constat eu ca om de televiziune, că nu mai sunt atât de preocupați de tot ceea ce înseamnă pilonul tradițiilor și datinilor și obiceiurilor rurale, în speță a comunei românești. Da. Sunteți aici alături de mine, oameni dragi, oameni care știți ce înseamnă să trăiești pe această lume, trăind, știind că în urma ta lași ceva, trăind, lași o urmă în istorie. Eu am lăsat, iată, acum, în acest moment, această carte. Această carte este copilul meu de suflet. Copilul meu, care este al patrulea, dar ca întotdeauna, cel mai mic, ultimul, este cel mai îndrăgit. Toți țin la el. Este copilul meu pe care astăzi am venit aici, încă dumneavoastră, să-i dau botezul. Astfel încât să aducă bucurii pentru toți cei care vor citi, vor deschide paginile acestei cărți. Și pe de altă parte, de ce nu să îi asigur un viitor acestei cărți? Pentru că ea, în afară de faptul că va fi în casele dumneavoastră, ea va fi în biblioteci, în Biblioteca Comunală, în Biblioteca Județeană, în Biblioteca Națională a României și în alte biblioteci. Acest copil al meu, să știți că are foarte multe calități, dar, ca și omul, are și defecte. Care defecte vă promit că vor fi eliminate în timp și încet, încet, reeditând-o, va deveni mai bună, va fi oglinda fidelă a comunei românești. Pentru că oglinda aceasta, pe care eu am pus-o aici, privește subiectiv ceea ce reprezintă Româneștiul în trecut, ceea ce reprezintă Româneștiul azi, ceea ce reprezintă Româneștiul de mâine. Va rămâne cartea lui Nicolae Popovici, Românești, leagănul cu amintiri. Aici sunt amintirile dumneavoastră. Vă veți regăsi, cum ați fost la discoteci, la baruri, pardon, că nu erau discoteci, rețete pe care le-ați folosit la sărbătorile de iarnă și bătăierii, și tradiții și așa mai departe. Le veți regăsi în cartea de aici. Spuneam, fiecare familie va primi o carte cu autograf, nu vă costă nimic, este darul pe care le-am fac. Nicolae Popovici este reprezentant al Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași, vicepreședinte al Asociației Profesionale Drumuri și Poduri Moldova, autor al mai multor volume de cărți, publicist în revista Drumuri Poduri. Privind ultima carte, cea lansată pe 20 iulie 2024, acesta precizează: la Românești zilele trec greu, molcom, nimeni nu se grăbește. Viața se scurge lin, fiecare profită din plin de fiecare clipă. Oamenii de aici sunt mai prietenoși, mai buni la suflet. Ei judecă altfel lucrurile, respectând obiceiuri străvechi și tradiții, dar punând pe primul loc omul, apoi pământul.